Polițiștii de la rutieră împreună cu mascații au oprit astăzi zeci de autovehicule. S-a urmărit orice neregulă, de la asigurări neplătite până la arme albe ascunse prin autoturisme și infractori căutați. Mai multe persoane au rămas fără numerele de înmatriculare ale mașinilor. Au fost oprite cu precădere mașinile cu numere străine. Vorbim despre o acțiune organizată de polițiștii biroului rutier Craiova pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Aceștia urmăresc verificarea legalității circulației pe drumurile publice a autovehiculelor matriculate în alte state. Mai exact, verifică existența documentelor legale prevăzute de legislația românească pentru a circula în condiții optime, atât pentru ei cât și pentru siguranța celorlalți participanți la trafic. Ce se întâmplă cu cei care au rămas fără numere de înmatriculare astăzi? Vorbim de mai mulți conducători auto care au fost depistați de polițiști în timp ce conduceau autovehicule fără a avea o poliță de răspundere civilă auto pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație, adică polița RCA valabilă, motiv pentru care au fost sancționați cu amendă în cuantum de 1000 de lei și li s-au reținut atât certificatul de înmatriculare, dar și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Eliberându-se, bineînțeles, o dovadă fără drept de circulație, adică după ce își vor achita polița de răspundere civilă, se pot prezenta la poliția rutieră de unde își vor ridica certificatul de matriculare și numerele. Până atunci, mașinile sunt imobilizate, iar pentru deplasarea acestora, proprietarii au nevoie de platformă pentru a o duce la domiciliu. Razile vor continua și în perioada următoare. Prin aceste acțiuni se urmărește descurajarea încălcării legislației în vigoare.